Poetul Vasile George Dâncu își va lansa cel mai recent album La Salău la Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai în organizarea Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj. Evenimentul prilejuit de lansarea volumului Universul Mama al poetului Vasile George Dâncu va avea loc miercuri 9 decembrie la ora 13 la Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai. Vasile George Dâncu s-a născut la 3 august 1973 în Năsăud și trăiește la Cluj-Napoca. Este poet, publicist, editor și manager cultural. A publicat volumul de poeme Biografia Secretă în 2003, distins cu premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj. Cât despre Universul Mama, Irina Petraș sublinia că copilăria e recuperată acum vers cu vers, ca scenă pe care mama evoluează cu naturalețe și face în același timp istorie. Locuirea fericită își delimitează retrospectivul, hotarele și pregătește situarea într-o perspectivă mai largă a satului, a lumii. Fiecare poem asumă statura reconstituită a mamei și o preface în chiar temelie interioară pentru pasul următor. Cele 20 de epistole îmbracă frânturi autobiografice, confesiuni discrete, pe ton de meditație elegiacă, exerciții de luciditate, autoscopice, accentuând unicitatea unui sentiment până la a-l livra expresiv general umanului. Poetul Vasile George Dâncu a primit media de excelență pentru cultură acordat de Academia Cațavencu.